Adunarea Generală a Federației Organizațiilor Ortodoxe Provita din România s-a întrunit astăzi la Sibiu. Lucrările au loc la sediul Asociației Oastea Domnului din Sibiu, iar tema de anul acesta este educația și sănătatea copiilor, priorități ale familiei creștine. La deschiderea ședinței Adunării Generale de astăzi a fost prezent înalt preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului. Ierarhul a binecuvântat lucrările adunării și a transmis reprezentanților organizațiilor îndemnul de a-și continua cu același devotament activitatea în cadrul comunităților din care fac parte. Lucrarea pe care suntem noi obligați să o facem în cadrul bisericii noastre e de a apăra viața, de a vorbi credincioșilor noștri continuu despre darul pe care Dumnezeu ne l-a făcut prin viață. Apoi despre darul acesta pe care noi nu suntem stăpâni. Noi nu putem dispune discreționar de darul pe care ne l-a făcut Dumnezeu. L-a făcut în dar pentru ca să-l păstrăm și darul acesta este continuu, nu este un dar care se limitează de la naștere la moarte. Pentru că sufletul trece și dincolo în viața veșnică. Deci este un dar care se prelungește în veșnicie. Dacă darul acesta este nesocotit și lumea modernă încearcă să-și creeze facilități, avantaje, profesiuni, există ideea aceasta a profesiunii, cum să mă, nici mă încăsătoresc sau mai ales dacă m-am căsătorit, cum să am copii. Și dacă te împotrivești unei lucrări a lui Dumnezeu, unui dar al lui Dumnezeu, tu trebuie să faci niște acte potrivnice vieții. Și toate actele acestea potrivnice vieții nu se răsfrâng numai în timp prin reducerea populației, ci se răsfrâng și asupra propriei vieți a mamei. Adunarea Generală a Federației Organizațiilor Ortodoxe Provita din România va continua și mâine. Participanții vor susține comunicări științifice despre educația creștină a copiilor, riscurile educației în mediul online, sănătatea emoțională și mentală a copiilor, precum și despre influența mediului asupra sănătății celor mici.